Ciprian Urican, directorul tehnic al echipei Academica Pitești, a declarat că primul adversar din campionat, CS Voluntari, este unul redutabil. Academica s-a impus în această deplasare cu 1-0. Echipă care eu cred că nu va mai pierde puncte pe teren propriu, pentru că este un mix extrem de inspirat între experiență și tinerețe. Știți că au jucători cu nume, Dinu Todoran, Maxim, Rădoi, jucători cu multe evoluții în prima ligă. Iar pe lângă ei o serie de jucători tineri primiți de la Academia Hagi, jucători extrem de valoroși. Au condiții foarte bune acolo. Nu știu dacă ați fost la Voluntari, au ceva deosebit din punct de vedere al infrastructurii și al organizării clubului. Urican a mai spus că experiența superioară a echipei a făcut în cele din urmă diferența într-un joc controlat destul de autoritar. Noi am reușit, datorită în primul rând experienței noastre, atitudinii pe care o aveam începând de anul trecut, pentru că noi suntem o echipă care avem un singur obiectiv, să promovăm. Și acest lucru și-a pus amprenta pe teren. Am controlat jocul circa 70 de minute. Eu spun că l-am controlat destul de categoric. Gloria Buzău, următorul adversar al celor de la Academica, se anunță unul extrem de dificil. Partida e programată sâmbătă cu începere de la ora 11 pe stadionul Nicolae Dobrin.